Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știrile orei 17, iată care sunt cele mai importante evenimente de la această oră. Uniunea Europeană va oferi țării noastre ajutor militar care nu presupune armament letal, dar și 15 milioane de euro pentru gestionarea fenomenului migrației. Anunțul a fost făcut astăzi de către președintele Consiliului European, care se află în vizită la Chișinău. Detalii imediat la știri. Cel puțin 27 de oameni au murit în chinuri groaznice după ce un autobuz, un microbuz și o autocisternă plină cu carburant s-au ciocnit între ele și au luat foc. Teribilul accident s-a produs noaptea trecută în vestul Ucrainei. La această etapă nu există riscuri majore ca Republica Moldova să fie atrasă în războiul din Ucraina. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare, Oleg Serebrean, în prezent nu există forțe care ar dori escaladarea situației din zona de securitate. Revenim cu detalii. Au fost reținute 13 persoane, inclusiv fostul șef al Agenției Servicii Publice, Sergiu Răilean, după ce ieri Procuratura Anticorupție a desfășurat zeci de percheziții în dosarul blanchetelor pentru pașapoarte. Între timp, procurorii au deconspirat o schemă prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste jumătate de miliard de lei. Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova 15 milioane de euro pentru gestionarea fenomenului migrației. Anunțul a fost făcut astăzi de către președintele Consiliului European, care se află într-o vizită la Chișinău. Oficialul european a mai declarat că blocul comunitar va spori ajutorul militar pentru țara noastră, iar acest lucru va începe cu echipament logistic pentru a spori rezistența în fața atacurilor cibernetice. La scurt timp după acest anunț, Ministerul de Externe a venit cu precizări și a menționat că asistența respectivă nu presupune livrarea de armament letal. Referitor la sprijinul militar pentru Republica Moldova, au fost luate deciziile. De exemplu, intenționăm să sporim susținerea în ceea ce ține de logistică, de apărare cibernetică, de exemplu. Dar astăzi am discutat cum putem să oferim mai mult sprijin militar, mai multe activități de consolidare a capacităților militare în Moldova. Bineînțeles că eu acum nu voi vorbi despre detaliile acestei decizii și o chestie de asemenea foarte importantă pentru noi este de a să evităm escaladări. Asta a declarat președintele Consiliului European Charles Michel în cadrul conferinței de presă susținută împreună cu președinta Maia Sandu. Oficialul european nu a oferit detalii în legătură cu suportul militar care ar urma să fie acordat, dar a menționat că este vorba despre echipament logistic pentru a spori securitatea cibernetică a Republicii Moldova. La scurt timp după acest anunț, Ministerul de Externe de la Chișinău a venit cu unele precizări. Instituția a menționat că asistența despre care a vorbit Charles Michel nu se referă la armament letal, iar programul este unul mai vechi. Anul trecut, prin intermediul Instrumentului European pentru Pace, Comunitatea Europeană a oferit 7 milioane de euro pentru consolidarea capacităților medicale ale Armatei Naționale și sporirea capacităților geniștilor moldoveni. În acest an au fost identificate mai multe domenii de interes, printre care logistica militară, dar și de apărare cibernetică. Totodată, oficialul de la Bruxelles a exprimat susținerea instituției pe care o conduce privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și a reiterat faptul că statele europene vor fi alături de țara noastră, nu doar în domeniul financiar. Comisia a anunțat intenția de a publica opinia sa către sfârșitul lunii iunie și este responsabilitatea mea să evaluez după ce va voi lua act de această opinie a Comisiei. Eu voi decide când vom fi pregătiți să putem să punem aceasta pe agenda Consiliului. Și bineînțeles că este un proces complex. Noi vrem să susținem eforturile Republicii Moldova. De cealaltă parte, președinta Maia Sandu a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul financiar oferit Republicii Moldova și a declarat că țara noastră are nevoie de investiții pentru a relansa economia, aceasta fiind grav afectată de multiplele crize din ultimul an. Contăm totodată pe deschiderea pieței europene pentru fructele din Moldova și alte produse care nu mai pot accesa piețele din Est, închise din cauza războiului. Eliminarea tarifelor pentru produsele moldovenești și extinderea categoriilor de produse admise pe piața europeană ar fi de mare ajutor pentru antreprenorii din țara noastră afectați de război.
După întrevedere de la președinția, oficialul european a mers la centrul de triere pentru refugiați de la Moldexpo. Acolo el s-a întâlnit cu ucrainenii care au fugit din calea războiului. În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova se află în jur de 90.000 de refugiați din țara vecină, aceasta fiind cea mai mare cifră raportată la numărul de populație. Accident de groază în vestul Ucrainei. Cel puțin 27 de oameni au murit în chinuri după ce un autobuz, un microbuz și o autocisternă plină cu carburant s-au ciocnit între ele și au luat foc. Cumplitul accident s-a produs aseară în jurul orei 19:20 pe traseul Kiev-Chop. În impact au fost implicate trei mijloace de transport: un microbuz, un autocar cu pasageri și o autocisternă. Preliminar, accidentul a fost declanșat de șoferul din microbuz, care la fel a murit, afirmă Poliția Națională, dar nu oferă detalii cum mai exact s-a întâmplat coliziunea. Toate cele trei unități de transport au luat foc, iar după ce pompieri au stins flăcările, au descoperit în total 27 de cadavre carbonizate. На трасі Київ-Чоп Дубинського району біля села Сидне відбулося трагічне ДТП. ДТП відбулося за участю бензовозу, автобусу «Неоплан» та мікроавтобусу «Мерседес Віто». Зараз проводиться невідкладний огляд місця події, за результатами якого будуть зроблені відповідні висновки. Potrivit consilierului prezidențial Anton Gerashenko, din cei 38 de pasageri care se aflau în autocar, doar 12 au supraviețuit. Aceștia însă au fost transportați la spital. Șoferul din autocisternă la fel a supraviețuit, dar se află în stare foarte gravă. Oamenii au pornit din Harkov și urmau să ajungă într-un oraș din Polonia. Potrivit lui Gerashenko, aceasta este cea mai mare tragedie rutieră care s-a produs pe drumurile din Ucraina în ultimii 10 ani. În prezent nu există riscuri majore pentru ca Republica Moldova să fie atrasă în războiul din Ucraina, o spune vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, potrivit căruia nici locuitorii din regiunea transnistriană și nici autoritățile de la Tiraspol nu-și doresc escaladarea situației din zonă. Declarațiile au fost făcute aseară în cadrul emisiunii Freedom de la TV8. Un conflict care este înghețat are capacitatea de a se dezgheța în orice circumstanțe mai favorabile sau nefavorabile, mai bine spus. Cum situația din întreaga regiune este îngrijorătoare, nu putem spune că, bun, nu există niciun risc. Ar fi o exagerare să spunem, bineînțeles, asta. Acum, riscul implicării imediate, în timpul cel mai apropiat, sau gradul de risc, pentru că vorbim despre gradul de risc. Gradul de risc, deocamdată, nu este unul foarte înalt. Chiar și așa, vicepremierul pentru reintegrare susține că nici locuitorii din regiunea transnistriană și nici pretințele autorități de la Tiraspol nu-și doresc escaladarea situației. Cât despre incidentele din ultima săptămână, registrată în stânga Nistrului, Serebrean admite că acestea puteau fi organizate sub steag fals, iar autorii ar putea fi forțe din interiorul regiunii. Eu nu sunt investigator ca să operez acum cu cum se putea produce sau cum se organizează o astfel de acțiune, dar cert este că putea fi organizată, așa cum se spune, sub un drapel fals operațiunea respectivă. De mine mă interesează... Temei să credem că Ucraina a fost cumva implicată în organizarea acestor acte nu există. Deci cu toată tăria putem spune că suntem încrezuți că ucrainenii n-au fost implicați și nu au niciun interes ca să organizeze astfel de acțiuni de destabilizare în regiunea transnistriană. Pe lângă îngrijorările legate de securitatea din regiunea transnistriană, vicepremierul pentru reintegrare a deschis și unele paranteze privind întâlnirea secretă de vineri seara de la Varnița. În decurs, în tonalități, cum să spun, încordate, am făcut un schimb de opinii, am trecut și pe alte domenii, ferește, subiectele legate de vamă, subiectele legate de produsele farmaceutice care sunt în atenția presei de pe ambele malurile Nistrului, produsele fitosanitare. Deci, bineînțeles că toate aceste lucruri au fost evocate în timpul discuției. Despre explozii ce ați discutat? Foarte puțin de altminteri despre explozii, pentru că știam care este deja poziția oficială, ea a fost anunțată și eram convins că un punct nou de vedere nu ne va fi anunțat. Vineri seara, în sala de ședință a primăriei din localitatea Varnița, a avut loc întâlnirea dintre pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, șeful diplomației de regiune, Vitali Ignatiev, și vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrean, dar și secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, Dorin Regean, consilier al președintei Maia Sandu. Întrevederea a avut loc după o lungă pauză în negocierile privind soluționarea conflictului înghețat din stânga Nistrului, dar și după o serie de incidente din regiune.
Primele 156 de persoane au fost evacuate cu succes din uzina siderurgică Azovstal din Mariupol, unde se adăposteau de săptămâni și au ajuns în siguranță în Zaporojia. Despre aceasta a anunțat aseară președintele ucrainean Vladimir Zelenski. Ieșiți din subteranele întunecate, civilii sunt afectați fizic, dar mai ales psihic. Unii dintre ei și-au împărtășit primele gânduri după ce au fost evacuați. Printre cei evacuați numără și o tânără mamă pe nume Ana și fiul ei de doar jumătate de an, Sviatoslav. Femeia a povestit cât de complicat i-a fost să se afle în cele două luni de război cu un copil atât de mic în subteranele uzinei. Кажется, прошли все походные условия, сделали все возможное и невозможное, потому что спасибо большое военным, они помогли нам со смесями. Когда смеси уже заканчивались, мы где-то находили манку, пытались ее варить. Кипяток мы делали просто на свечках. Для того, чтобы добыть воду, это под обстрелами нужно было в другие цеха бегать. Наши мужчины этим всем занимались, мой папа лично попал под обстрел. Но, слава богу, все обошлось. Маленькие дети два месяца в Азовстале сидели под завалами, в катакомбах. Вот посмотрите, где растут эти дети. А разве они чем-то виноваты? Это абсолютно гражданские люди, женщины и дети. Я, когда договариваюсь о коридоре, я говорю именно о таких детях. Вот кого мы спасаем. У алта фемея, и я ajuns în Zaporojie, după ce a stat pe teritoriul combinatului siderurgic, a relatat că timp de două luni au stat ascunși în subteran, fără să vadă lumina soarelui și cu prea puțină apă și mâncare. А когда нас выводили, нас называли карандашами, русские. Я сама... Ну, карандаши, мы не люди, мы карандаши. Мы были 11 карандашей. Нас военные не держали. Вот как если кто-то рассказывает, что военные держали. Военные нас не держали. Но они нам говорили, хотите рисковать своей жизнью, идите. Мы прекрасно понимали, что под этими орудиями всяких убийств мы просто не выживем, мы просто никуда не дойдем. Це ви говорили з українськими військовими? З українськими військовими. Так, а які? На Азовсталі тільки українські були воєнні. Potrivit președintelui ucrainean, aseară târziu, primii 156 de oameni, femei și copii, au ajuns în siguranță în orașul Zaporojie. Перший результат нашої евакуаційної операції з Азовсталі в Маріуполі, яку ми організували дуже довго організовували. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей, жінки, діти. Вони були більше двох місяців у сховищах. Тільки уявіть, наприклад, дитині 6 місяців, два з яких під землею, рятуючих від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди в повній безпеці. Вони отримують допомогу. După evacuarea civililor din combinat, acesta a devenit însă din nou ținta rușilor, care au declanșat un asalt, inclusiv cu trupe la sol, a declarat comandantul regimentului Azov. De partea cealaltă, directorul general al combinatului siderurgic, într-un interviu oferit pentru BBC, a declarat că întreprinderea era pregătită să adăpostească în jur de 12.000 de oameni, datorită tunelurilor săpate sub uzină și a celor 36 de buncăre. O parte dintre aceste refugii sunt atât de puternice încât pot rezista și atacurilor nucleare directe. Pregătirile pentru un eventual război au început încă în 2014, după ce Mariupol a fost atacat prima dată. Мы тогда начали проводить тренировки. Бенджамин, вы не поверите, но мы все эти годы каждый день тренировались, как люди будут спускаться в бомбоубежище, выходить оттуда, кто куда идет и как это будет выглядеть. Мы после 2014 года не верили никаким рассказам о том, что как бы все будет хорошо, и все это уже теперь как-то пройдет. Мы понимали, что эскалация возможна, и к ней надо готовиться. Но такого геноцида, такого, ну, я считаю, это хуже фашизма. Мы, конечно, не предполагали, мы даже представить себе не могли. Эвакуация цивилилор din oțelăria Azovstal a fost posibilă cu implicarea ONU și Crucea Roșie. Pe teritoriul combinatului s-ar afla în jur de 1000 de soldați ucraineni, mulți dintre ei fiind răniți. Uzina este situată în orașul Mariupol, amplasat în estul Ucrainei pe malul Mării Azov și este singurul punct din localitate controlat de ucraineni. Incendiu violent în această dimineață la un depozit cu petrol rusesc în apropiere de orașul Makiivka din regiunea Donetsk. Potrivit The Guardian, depozitul de combustibil a fost bombardat de forțele ucrainene. Incendiul s-a soldat cu un mort și un rănit.
Flăcările au cuprins mai multe rezervoare mari de combustibil din depozit. Martorii spun că inițial s-a auzit o explozie puternică, după care a izbucnit focul. În imaginile filmate de martori se văd flăcări uriașe și un nor de fum negru și dens, care s-a ridicat la zeci de metri în aer. Mai multe echipaje de poliție și pompieri au fost trimise la fața locului. Makiivka este un oraș industrial din estul Ucrainei, amplasat la 15 km de capitala Donetsk. Președintele Parlamentului Igor Grosu împreună cu deputatul PAS Lilian Carp se află într-o vizită oficială la Kiev. Anunțul a fost făcut pe Facebook, acolo unde președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate a distribuit și câteva fotografii. Cei doi oficiali moldoveni au vizitat și orașul Bucea, locul unde sute de civili au fost omorâți cu sânge rece de soldații ruși. Corpurile acestora au rămas pe străzi până când armata ucraineană a eliberat orașul de sub asediu. Îmbrăcat în uniformă militară și cu vesta antiglonț, Speakerul Igor Grosu a vizitat locurile considerate simbol ale atrocităților comise de ruși în Ucraina. Aceasta este prima vizită a unui oficial moldovean în Ucraina de la începutul războiului din țara vecină. Rămas de mic, fără un picior și crescut în orfelinat, a reușit să-și întemeieze o familie în care crește un copil, are și un serviciu care le ajută să se întrețină și să construiască o gospodărie. N-am avut eu dragoste părintească, dar măcar copilul meu să aibă dragoste părintească. Întreaga istoria bărbatului urmăriți-o imediat la știri. €100.000 este prețul normativ al terenurilor, vânzarea cărora a fost solicitată de la Consiliul Municipal încă acum 11 ani. Asta a declarat Vasile Năstase, fondatorul publicației Glasul Națiunii, într-o conferință de presă, după ce săptămâna trecută CMC a aprobat vânzarea a două terenuri aferente de pe strada 31 august cu prețul de €100.000. Deși mai mulți consilieri și-au arătat indignarea și susțin că prețul de piață este de cel puțin 10 ori mai mare, Năstase afirmă că totul este legal. Potrivit lui Vasile Năstase, care este unul dintre fondatorii publicației Glasul Națiunii, clădirea s-a privatizat încă în anul 2011, după care s-a decis să fie cumpărat și terenul aferent cu o suprafață de aproximativ 3 ari. Deși cererea a fost depusă tot atunci, a trebuit să treacă 11 ani pentru ca proiectul să ajungă pe masa consilierilor municipali. De vină ar fi birocrația, susține editorul șef al publicației. Joia trecută, decizia a fost însă aprobată cu 29 de voturi, iar cele două loturi de teren de pe strada 31 august din centrul capitalei s-au vândut cu doar €100.000. Acesta este prețul normativ stabilit prin lege, susține Vasile Năstase. Dacă cineva de la guvern, de la președinție, de la parlament vrea să schimbe prețul normativ, trebuie să schimbe legea. Și atunci nu vom cumpăra noi acest teren, de exemplu, cu €100.000. Dar vom cumpăra cu 1 milion, adică așa va vrea. Numai că noi atunci nu o să avem acești bani și nu o să cumpărăm. Înțelegeți care e problema? Aberația care a fost spusă de un consilier de 250.000 de euro, asta ar însemna că noi acum trebuie să dăm jos acest monument, să-l dăm jos, să formăm acest teren și să-l vindem cu 250.000 de euro. Împotriva privatizării terenurilor s-au pronunțat doar aleșii locali de pe listele PAS și independentul Victor Bunescu. În cadrul ședinței CMC, aceștia au solicitat revizuirea proiectului și ajustarea prețului la cel de piață, care ar începe de la cel puțin 200.000 de euro. În lege nu există niciun fel de preț de piață. Asta e teren aferent. Asta nu este un bun separat. Terenul aferent are un preț stabilit de stat. Nu stabilesc eu, nu dumneavoastră, nu domnul Bogus, nu presa, nu nimeni. Aici nu există agentul imobiliar să propună, pentru că nu este un bun separat care îl scos la licitație. Dacă îl scos la licitație un bun separat, atunci da, poate să fie și 1 milion și 23, depinde când cât plătesc ceilalți. Vasile Năstase, fratele fostului lider al platformei DA, Andrei Năstase, este unul dintre fondatorii publicației periodice Glasul Națiunii. Acesta deține 51% din acțiunile companiei, indicată în calitate de cumpărător al terenului în proiectul de vânzare-cumpărare votat de CMC. În prezent, în clădirea amplasată pe strada 31 august din centrul capitalei, este și sediul platformei Demnitate și Adevăr, spațiu pe care partidul îl arendează de câțiva ani.
După ce ieri Procuratura Anticorupție a desfășurat zeci de percheziții în dosarul blanchetelor pentru pașaparte, instituția a venit cu precizări privind rezultatele descinderilor. Oamenii legii afirmă că 13 persoane au fost reținute, inclusiv fostul șef al Agenției de Servicii Publice, Sergiu Răilean. Procurorii mai spun că au deconspirat o schemă infracțională prin care bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste jumătate de miliard de lei. Procurorii anunță că au deconspirat un grup criminal condus de o persoană influentă din cadrul ASP. Acesta ar fi pus la cale o schemă infracțională prin care ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu peste 500 de milioane de lei în perioada anilor 2013-2021. Mai exact, bănuiții ar fi încheiat contracte ilegale de achiziționare a blanchetelor pentru acte de identitate. Procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii CNA-SIS și SPIA, au efectuat 60 de percheziții la domiciliile, birourile de serviciu, automobilele foștilor și actualilor angajați ai Agenției Servicii Publice, cât și la persoane fizice, dar și la sediile unor companii. Rezultatul descinderilor au fost ridicate documente, înscrisuri de ciornă, procesoare, suporturi electronice, precum și telefoane mobile, care urmează să fie examinate în cadrul anchetei, susțin oamenii legii. De asemenea, au fost reținute 13 persoane. Dacă iau un plic de mapa mea. Printre reținuți se numără și fostul director ASP, Sergiu Răilean, cel care l-ar fi ajutat pe Vladimir Plahotniuc să obțină acte preferențial. Fostul demnitar pledează nevinovat, a declarat pentru TV8 avocatul său. Într-un comunicat pentru presă, Agenția Servicii Publice precizează că acordă tot suportul organelor de drept pe marginea acestui dosar. În noiembrie anul trecut, Răilean a mai fost percheziționat și reținut, doar că de procurorii de la cauze speciale. Atunci, procurorii l-au acuzat că în perioada în care a condus Agenția Servicii Publice ar fi facilitat emiterea buletinului de identitate și a pașapoartelor pe numele mai multor persoane din anturajul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, cu încălcarea vădită a procedurilor stabilite, inclusiv în lipsa solicitanților. Escortat atunci în fața instanței, fostul director a refuzat să comenteze acuzațiile. Domnule Răilean, cum comentați acuzațiile? Este adevărat că ați eliberat documente pentru Plahotniuc și oamenii din anturajul lui? În luna februarie, actualul director al ASP, Mircea Eșanu, a declarat în cadrul emisiunii Cutia Neagră că ani la rând cetățenii Republicii Moldova au achitat o taxă suplimentară pentru perfectarea actelor de identitate și celor de călătorie, bani care ajungeau pe conturile unor companii străine. Potrivit lui Eșanu, începând cu anul 2014 și până nu demult, circa 40% din costul pașapoartelor pleca în altă parte, ceea ce ar reprezenta în jur de 40 de milioane de euro. Mircea Eșanu a mai spus atunci că, deși a pus la dispoziția procuraturii toate actele ce confirmă prezența unei scheme, nu există finalitate pe acest caz. Mesaj sfidător la Tomai, simbolurile Z și V, dar și panglica Sfântul Gheorghe, utilizarea cărora este interzisă în Republica Moldova, au fost desenate noaptea trecută pe asfalt, la intrarea în localitate. Literele Z și V, simbolurile invaziei ruse în Ucraina, au fost desenate cu oranj într-un mesaj scris în limba rusă: Găgăuzia e cu voi. Sub mesaj au fost desenate linii oranj-negru, simbolul panglicii Sfântul Gheorghe, interzisă prin lege în Moldova, dar permisă printr-o lege locală în Găgăuzia. Decizia a fost semnată pe data de 3 mai de bașcanul Irina Vlah. Cazul din Toma este documentat de poliție, scrie presa locală. Potrivit normei legale, persoanele fizice care încalcă legea riscă o amendă de până la 9.000 de lei, iar cele juridice până la 18.000 de lei. Absolvenții de licee care vor susține bacalaureatul în acest an sunt mai pregătiți decât cei de anul trecut și respectiv au șanse să obțină note mai bune, cel puțin așa consideră unii profesori care au analizat rezultatele obținute de elevii lor la pretestări. Dacă va fi sau nu așa, se va ști cu siguranță peste o lună, când vor începe adevăratele examene. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, deși în ultimii 2 ani elevii au învățat preponderent de la distanță, aceștia depun străduință și sunt bine pregătiți pentru examenul de BAC din acest an. Totodată contează mult efortul pe care îl depune fiecare elev în parte, iar examenele de bacalaureat sunt elaborate în baza cunoștințelor elevilor. Prevederile care sunt în programă sunt bine cunoscute elevilor. Mai mult ca atât, vreau să spun că programa reflectă, de fapt, curricula și tot ceea ce au învățat copiii pe parcursul a 3 ani de zile.
Întrebați de TV8, elevii unui liceu au recunoscut că după 2 ani, în care au învățat mai mult online, le-a fost dificil să susțină pretestările. Le-a ajutat mult faptul că în ultimele luni au fost prezenți la ore în sălile de clasă, iar asta a contribuit la pregătirea mai bună pentru examene. Pentru a lua nota maximă, unii au ales cursuri individuale de pregătire. Din punctul meu de vedere, pretestările au avut un nivel de dificultate medie. Unii iteme au fost construiți un nivel de dificultate ridicat, din cauza cerința fiind neclară, sigur că o să reușim și pe media pe care mi-o dorim pentru intrarea la facultate. Fiecare își cunoaște propriile sale puteri și eu personal aș putea spune că încerc să compensez lucrurile pe care nu le-am reușit să le studiez până acum. Ne-am descurcat toți bine, nu au fost nici note rele, nici prea ridicate. Sper la BAC să mă descurc tot așa de bine și deja vedem după rezultate. Și profesorii spun că elevilor le este greu după 2 ani de învățământ la distanță, însă depun tot efortul. Ba mai mult, potrivit lor, în acest an, elevii claselor a 12-a sunt mai pregătiți de examene față de promoția din anul trecut, iar pretestările arată că vor susține bine BAC-ul. Anul trecut testul era alcătuit din 4 subiecte, anul acesta sunt doar 3 subiecte, ceea ce le-a permis elevilor să acumuleze rezultate, spun eu, destul de bune. Față de anul trecut sunt mai pregătiți elevii. Eu spun că da. Din ceea ce am observat, din analizele care le-am făcut, da. Pretestările au fost în concordanță cu ceea ce au studiat elevii, cum au fost ei pregătiți în perioada respectivă. De aceea aș spune că s-au axat, eu știu, pe item, i-au rezolvat și au expus opiniile în baza itemilor. Pentru sesiunea de BAC 2022 sunt înscriși 18.000 de candidați, cu aproape 2.000 mai mulți față de anul trecut. Totodată, în țară sunt aprobate 93 de centre de bacalaureat, în cadrul cărora vor fi susținute examenele. Nimic din cele pământești nu mă vor face să renunț la munca pe care o fac, este motoul lui Mihai Grecu, care din copilărie nu are un picior. Chiar și așa, bărbatul a reușit să-și facă o familie frumoasă, iar acum soția și băiețelul lor de 3 ani îi sunt mereu alături. În fiecare seară, capul familiei își câștigă banii la brutăria din localitate, iar datorită străduinții sale, acum cuplul are o gospodărie îngrijită într-un sat din Hâncești. În această căsuță, dintr-un sat din raionul Hâncești, locuiește familia Grecu. Pentru Mihai și Maria, rutina zilnică începe cu pregătirea fiului de 3 ani pentru grădiniță. Pe căldare se spală față. Așa. Așa, bravo, băiatu. Dacă am ușit până se bucea eu, gata. Apa mușa, să-mi ducem la grădiniță. N-am avut eu dragoste părintească, dar măcar copilul meu să aibă dragoste părintească. Cu multe emoții, Mihai Grecu ne-a povestit că a rămas fără un picior din copilărie. De fapt, de când se știe pe fața pământului, așa se ține minte, a crescut la orfelinatul de la Bădiceni, pentru că părinții au renunțat la el de pe când era bebeluș. Acolo a făcut cunoștință cu Maria, femeia care din 2017 este soție și cel mai apropiat om. Un an mai târziu a apărut pe lume și Cristian, cel mai mic membru al familiei. Acolo la internat, noi am doi ani șazurat, acolo am făcut cunoștință și am drujit până când am ieșit de acolo. Eu nu zic că e ușor, nici nu zic că e greu, dar numai dacă omul pune efort. Dacă omul pune efort și vrea să muncească și vrea să facă, păi trece peste toate. Mihai spune că disabilitatea pe care o are îl motivează și mai mult să muncească pentru familia sa. În fiecare dimineață, bărbatul își duce copilul la grădiniță, iar soția rămâne să îngrijească de gospodărie. Grădinița undeva, dacă nu greșesc, e vreo 3 km de la noi de acasă. Și cum veniți în fiecare dimineață, pe jos? Venim pe jos, câteodată în mai chică transport, da? Ne stăruim ca să... Cam de parte șor. E de parte, da, ce să facem? După ce se întoarce acasă, se apucă și el de meșterit prin curte, iar de câteva luni, de la ora 17 și până a doua zi dimineața, Mihai felează pâine la brutăria din sat, astfel câștigând bani pentru cele necesare. Noi am o iarnă, e că eu am unul de mult, am luat și am făcut e că aici. La păsări. Ați betonat? Am betonat, am schimbat gardul. Și aici vrem să cumpărăm puișori, să punem puișori aici în partea asta. Aici noi avem răți mute. Rățele mute de amuiele trebuie să schiși și cloșcă.
din Transle. Eu, când eram militar, mi-a plăcut la bucătărie. La Hâncești, eu am învățat la școala de la Hâncești. Da. Și Dumnezeu să-i dea sănătate lui tante Liza Pușcaș. Eu nu știu dacă este ea în viață, dacă nu, sper să mă audă. Pe ea m-a învățat multe la bucătărie. La vârsta de 17 ani și-a rezolvat una dintre cele mai mari probleme care îl măcinau din copilărie. El și-a găsit părinții biologici, iar una dintre întrebările la care voia să afle răspunsul era despre maladia care i-a luat piciorul, fiindcă nu ține minte exact ce i s-a întâmplat. Părinții ne-au spus că m-am născut așa, dar eu am operație la picior. Aha, operație. Da, și cam nu prea eu cred că m-am născut așa. Familia Grecu are multe planuri pe viitor, iar Mihai este convins că dacă va avea sănătate și va fi pace pe lume, le vor face pe toate. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Vă aștept și la ora 19 pentru cele mai importante știri ale zilei. Să aveți o seară frumoasă. Vă mulțumesc că ne priviți.